Bine v-am găsit! Sunt Valentina Moisei și vă prezint știrile publica.md. Un grav accident produs pe traseul Chișinău-Leușeni a luat viața a doi soți și a unui bărbat cetățean ucrainean. Alți patru oameni din țara vecină și un copil de doar un an și jumătate au ajuns la spital. Asta după ce mașinile în care se aflau s-au lovit frontal aseară. Un alt accident s-a produs noaptea trecută la intrarea în satul Mândrești din raionul Sângerei, după ce două mașini s-au ciocnit frontal. Unul dintre șoferi și cei doi fii ai săi au murit, iar celălalt conducător auto a ajuns în stare gravă la spital. Peste 300 de pompieri, salvatori și polițiști participă astăzi la exercițiul transfrontalier de teren Prut 2016. Participanții vor fi examinați în cadrul a 8 probe. Startul evenimentului s-a dat noaptea trecută pe teritoriul poligonului Ministerului Apărării din apropierea localității Zagarancea, raionul Ungheni. Au mai rămas aproape 3 săptămâni până la bacalaureat, timp în care elevii claselor a 12 se pregătesc intens. Bibliotecile sunt pline de adolescenți care s-au pus cu burta pe carte. Totodată a început tipărirea testelor pentru examen. Acestea vor fi păstrate în siguranță pentru a exclude posibilele fraude ale bacului. Proiectul legii bugetului de stat pentru 2016 a primit aseară aviz favorabil din partea partenerilor sociali, chiar dacă aceștia au avut unele obiecții. Patronatele insistă pentru creșterea investițiilor capitale, iar sindicaliștii cer majorarea salariilor. Documentul urmează să fie examinat de guvern. Un deținut din Irlanda a ajuns la spital după ce a înghițit un telefon pe care voia să-l țină departe de ochii gardienilor. Bărbatul miza pe faptul că va putea expulza gadgetul pe cale naturală, însă, surpriză, acesta a rămas blocat în stomac. Lucrări ale celui mai faimos anonim din lume, pictorul Banksy, vor fi expuse în cadrul unei expoziții la Roma. Intitulată Război, Capitalism și Libertate, prezentarea va cuprinde aproximativ 120 de tablouri, gravuri și sculpturi semnate de artistul britanic. Banksy își ascunde adevărata identitate. El a devenit celebru prin desenele sale de tip graffiti realizate pe diverse clădiri importante, însoțite adeseori de comentarii cu mesaj social. Dacă ați fost martorul unei situații interesante ce poate deveni o știre, așteptăm imaginile în secțiunea Știrea ta de pe publica.md. Mai multe informații și materiale video o găsiți pe publica.md, iar noi ne revedem mâine dimineață.